În anul 1820, dieta cu apă și oțet era în vogă. Doamnele și domnișoarele obișnuiau să amestece cele două lichide, după care le consumau pentru a pierde în greutate. În 1930 a apărut dieta cu grapefruit, despre care se spunea că face minuni datorită enzimelor pe care acest fruct le conține. Nutriționiștii spun însă că aceste trucuri de slăbit nu numai că sunt false, dar sunt și dăunătoare pentru organism. Două decenii mai târziu a apărut una dintre cele mai periculoase metode de slăbit din istorie, înghițirea unui vierme viu, de exemplu, pentru infectarea intenționată a organismului. Ulterior, ea a fost înlocuită de metoda numită frumoasa din pădurea adormită, adică un somn prelungit, pentru a alunga senzația de foame. Și acestea nu sunt singurele diete controversate. Mai de mult, undeva tot așa pe la 1800, era umbla o vorbă cum că dacă dorim să slăbim, nu ar trebui să consumăm apă. Deci, inclusiv la așa ceva s-a ajuns. Se folosesc chiar și în zilele noastre, cu toate că sunt din cele mai vechi timpuri și astăzi avem dietă cu apă și oțet de mere. Deci, ideile năstrușnice se pare că se păstrează. La ora actuală am auzit de dieta cu mere și asta înseamnă consumul toată ziua anumite cantități de mere. Nu recomand așa ceva, nu sunt sănătoase. Specialiștii atrag atenția că dietele pot face mai mult rău decât bine dacă sunt alese la voia întâmplării. Sunt diete foarte proaste, pentru că atrag atenția asupra unui aliment, în timp ce pentru sănătatea noastră contează toate. Eu recomand, ca de obicei, să nu țineți niciun fel de diete, să vă sfătuiți cu specialiștii sau, dacă nu, să faceți multă mișcare, să mâncați ordonat și divers.